camera. Ce face țapul ăsta cu voi? Aha, iară te distrezi așa, e? Te-am scărpinat pe buză și tu te distrezi. Ia. Bella. Fifi. Salutare, prieteni. La noi în sfârșit a început montele la capre. Și spun în sfârșit pentru că i-am dat drumul la țap între capre de vreo 10 zile. Așteptam cu nerăbdare să văd cum se comportă Bruno și oarecum am avut niște emoții pentru că dumnealui nu le-o prea fugărit până acum. Însă mă bucur tare să văd că astăzi de dimineață a început să fugă după ele. Sperăm ca de acum încolo să se țină de treabă, să le bage în călduri, că aproximativ toate, aproape toate, sunt cu cozile pe sus fluturând. Și o să și filmez asta un pic, poate că sunt unii dintre voi care sunt la început și nu știu exact cum e procedura și ce semnale să urmărească. Acesta e Bruno, țapul nostru, fătat în noiembrie. Noiembrie 2021. Nu e foarte mare, dar va mai crește și neavând alt țap, el va face montele anul ăsta. Asta e cuțul. Caprele în perioada asta le-au scăzut foarte mult laptele. Le-au scăzut pentru că uitați-vă la ele. Se uită în zare și l-așteaptă pe Bruno, care mă caută pe mine de mirosuri. Du-te de aici. Du-te. Despre țap, zicea un om mai în vârstă din sat, e bine să aibă linia asta aici între bile, dar nu știu de ce, nu știu din ce motiv. De asemenea, e bine să fie caprele deparazitate înainte de a intra la montă. Asta e un lucru foarte important. În primii ani dădeam ieduțele la montă din prima. Dar după cum unii dintre voi știți, pe Cuțu, anul ăsta o fătat prima dată, tot așa după ce am ținut o vătuie un an. Și îs alt fel de rezultate. Îl vedeți acolo pe Bruno, cum a început să fugă după mama sa. Acum m-am sfătuit și cu niște doctori veterinari și cu mai mulți oameni din domeniu și se pare că, în general, nu este nicio problemă ca iedu să-și monteze mama. E o problemă mai mare dacă iedu își montează surorile. Așadar, văd că prima care a intrat în călduri, pentru că țapul nu-i prost, el fuge după cea care îi în călduri în momentul ăsta. Dar semnalele că ele intră în călduri sunt următoarele, printre care amintim. Uitați-vă la ele că nu mănâncă. Bine, aici sunt pe o zonă unde arată. Dar avem iarbă verde, crudă, bună, din belșug. Însă, după cum vedeți, cam toate stau și se uită în zare. Ăsta e unul din semnalele că ele sunt în călduri sau se apropie de călduri. Acum, apogeul căldurilor, după cum o vedeți pe Cuțul de acolo, nu știu cât de bine se vede, adică cel mai bun moment când caprele se pot monta este când, dacă aveți țap între ele, țapul va ști și va fugi după ele. Dar când ele țipă foarte mult, îs cu coada pe sus, flutură coada foarte mult, atunci știm că e momentul cel mai bun pentru montă. La mine toate îs cam cu coada pe sus acum. Nu țipă încă, pentru că în ultimele zile le-am cam monitorizat. M-am uitat mult după ele. Dar o să vă arăt, sper să prind un moment mai intens în care ele flutură coada, țipă, se freacă de țap, îi acordă atenție țapului. Haide, mamă! Haide!
Ai, da, bravo. Ce faci? Vine țapul la tine. Vine Bruno să-ți dea atenție. Bruno vine să mă... să caute scărpinături de la mine. Deci anul ăsta avem 3 ieduțe fătate anul trecut în primăvară, care vor intra la montă. Știu că nu e cea mai eficientă și cea mai economică metodă, însă am preferat să le țin pe... Ia uitați, caprele își acordă și una alteia atenție. Încep să se miroase, să se frece una de alta. Se uită după țap. După cum se comportă toate, cred că toate vor intra în călduri într-un timp foarte scurt. Mai puțin alea două de acolo de sus, care par totuși să caute mâncare. În schimb, astea alte, ia uitați-le, mamă și fiică, se și scarpină deodată. Miruna și Bela. Cred că o să revin totuși mai târziu să vedem cum se înfierbântă treaba. Deci facem o trecere în revistă din nou a semnalelor. Caprele nu mai mănâncă. Privesc în zare, cozile sus, care mai de care, flutură cozile și o să vedeți că încep să baune și să strige tare. Strigă după țap, caută atenție, se freacă unele de altele, le scade lactația. Și asta, dacă toate astea se întâmplă în perioada, într-o perioadă de... Caprele intră în călduri în perioada când fie zilele devin mai lungi, cum se întâmplă primăvara, sau zilele încep să se scurteze și avem mai multă umbră. Teoretic, după spusele unora și după unele cărți, caprelor le pot fi induse căldurile și ținându-le pe stabulație în locuri mai întunecoase și așa mai departe. Acum noi, evident, suntem aproape de luna septembrie, zilele se scurtează și caprele de obicei intră natural în călduri primăvara și toamna. Deci intrarea caprelor în călduri are legătură cu scurtarea sau lungirea zilelor și sau cantitatea de umbră și de așa întunecime la care ele sunt expuse. Sper că m-am făcut înțeles. O să ne uităm la ele. Încă un semnal sau semnalele pe care le urmărim este ca vulva să fie lărgită, inflamată. Încă nu-i cazul. Dar sunt alte semnale. Ele, ia uite-te, le-a mulți de dimineață și se așează jos. Nici măcar nu umblă să mănânce. Bruno stă lângă mama sa, cea pe care o simte cel mai mult în căduri. Hai să vedem dacă reușesc să o prind pe Lili. Și să vedem dacă ea are vulva inflamată. Hai, Lili. Hai, mama. Ia, ia, ia. Nici o problemă. Din momentul în care țapul începe să le alerge, să le fugărească, el le va accentua căldurile și nu se va lăsa de ele până le montează. Ele au țarcul lor, au loc de plimbare, loc de alergat, așa că o să le lăsăm și o să revenim mai târziu să vedem cum au evoluat treburile.
Comportamentul țapului e foarte divers. Un țap cu corne uneori poate fi violent cu caprele. Poate să le împungă, poate să le aghețe. Dar de obicei țapul când vrea să munteze o capră, pufăie pe lângă ea, bate din picior, pune capul pe capră. După cum vedeți, doar după Lili îi momentul de față. Și din ce am înțeles despre țapii anglonubieni, ei se țin de capre până le montează. Chiar și după. Sunt foarte muncitori. Foarte docili. Docili sau muncitori? Așa, perseverenți, cred că e cel mai bun cuvânt. Da, hai Lili! Na, măr să se ascundă, că le-i rușine. Voi, stați aici lângă mine, așa-i? Astea trei sunt surorile de anul trecut, pe care de-abia le aștept să le văd fătând și să avem produs de la ele, pentru că, pentru cine nu știe, asta e Cuțu. Asta e căprița noastră care o făta prima dată anul ăsta. Și mai mare ca și Bela. E mai bine crescută. Eu am considerat și am socotit că a făcut o producție mai bună de lapte decât o capră care o fătat în primul an. Și lucrul ăsta vrem să-l obținem și de la aceste trei ieduțe, care și ele bine crescute și vor mai crește până fată. Însă e o diferență, asta vreau să zic, e o diferență între o capră care o dai la montă în primul an, care chiar și ea mai crește peste ani, însă nu e același, nu e la fel de bine. Adică dacă îți permiți și dacă ai timp și răbdare după ele, e mai bine să le lași nemontate în primul an. Asta e concluzia mea. Dar țapul face semnale vocale și o convins-o să se ridice. Ea, în timp ce fuge, își flutură coada, emanând mirosuri. Dora! Da, tu ești Dora. Hai! Hai aici! Hai, Dora, hai! Hai, mama, hai! Hai, Dora, hai! Hai, hai! Bravo, Dora! Bravo! Ce face țapul ăsta cu voi? Aha, iară te distrezi așa, e? Te-am scărpinat pe buză și tu te distrezi. Ia! Bella. Fifi. Hai să te curăț la ochi, că nu-mi place cum arezi. Dora, Bella. Hai, Bella. Bella, hai. Hai, hai. Hai, hai. Bravo. Cuțu, tu ce faci? Hai, Cuțu. Cuțu. Da, te dai măreață acum. Te dai măreață. Acum puteți vedea de ce o prefer și îi preferata mea Bela. Bela și Cuțu, evident, dar tu ești preferată pentru altceva, nu pentru aspect. Bela e o capră foarte elegantă, după părerea mea. Ia uitați ce frumoasă e. Ia uitați ce frumoasă. Slabă, pentru că ele de-a lungul verii încep să slăbească și când intră în călduri, slăbesc și mai mult.
Însă peste iarnă se vor tot îngreșa. Așa e cuțu. Jocuțu. Ia uzi cum face țapul. Țapul în perioada asta va mânca o mâncare suplimentară și mai calitativă, amestec de cereale, mai cantitativ, pentru că el va mânca foarte puțin, umblând după capre. Și va slăbi oricum, dar îl susținem cum putem printr-o alimentație mai preferențială. Come on.